Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, vă salutăm, ne bucurăm că ne-ați ales și astăzi într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul și pentru că suntem în direct la ora 4, vă încurajăm să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii, pentru că, așa cum foarte bine știți, sunteți foarte importanți pentru noi, iar noi ne dorim să venim în ajutorul vostru. Atunci când vrei să slăbești, majoritatea se gândește la diete de înfometare. Cu toate că informația este extrem de densă și aproape peste tot, statisticile arată că România este pe primul loc la obezitate infantilă și între primele țări la nivel european privind supraponderabilitatea și obezitatea. Azi vă invit să vorbim aplicat și nu doar teoretic, pentru că alături de mine este un medic specialist în genetică medicală și expert în nutriție, care deja a ajutat oamenii din România printr-un sistem unic la noi în țară. Despre cum să scap de grăsimea corporală nedorită și care este riscul neglijării acesteia, vom vorbi cu dr. Andra Zaharia, medic specialist în genetică medicală, unul dintre pionierii României în nutriție prin telemedicină. Andra, te salut, mă bucur tare mult să ne vedem și astăzi. Mă bucur să fiu aici alături de voi și mă bucur tare mult cum ai început cu această statistică, că suntem numărul unu în ceea ce privește, din păcate, obezitatea infantilă. Chiar citisem, din 2017 este cer că este această statistică, și anume că 38 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani, atenție, sub vârsta de 5 ani, suferă de obezitate. Și asta nu e pentru că ei își aleg mâncarea, ci pentru că părinții nu știu cum să hrănească copilul și au impresia că nu îl hrănesc suficient. Și drept urmare, iată-ne că ajungem în acest punct în care, de la o vârstă atât de fragedă, ne confruntăm cu o boală. Că obezitatea, până la urmă, este o boală. Și o altă statistică vis-a-vis de România, 52% din oameni, din adulți, suferă de supraponderalitate. Mm-hmm. Adică sunt mai multe persoane care suferă de supraponderalitate decât normalitate. Și asta e și cu ochiul liber. Când mergem pe stradă, vedem oamenii. Am dat întâmplător pe internet de un magazin online care vinde reviste și ziare din acelea foarte, foarte, foarte vechi. Și am fost surprinsă să observ că avea ziare de pe 3 ianuarie 1991, data mea de naștere. Și atunci când am ajuns cu ele acasă, tata era foarte încântat să se uite pe ele, pentru că îmi spunea, vezi cât de frumoși erau oamenii atunci. Da. Erau poze de la mare, erau poze din litoral românesc și oamenii nu erau pufoși. Da. Și cred că, într-adevăr, ceva se întâmplă în ultimii 20-30 de ani. Ne-am pufoșit, nu suntem nici măcar fericiți pentru că ne-am pufoșit. Și apare foarte multă presiune pe noi. Ne simțim, pe de-o parte, inestetici, nu ne simțim foarte bine în pielea noastră. Și pe de altă parte vine și medicina care ne spune că omul gras nu este nici om frumos, nu e nici om sănătos. Și ne vei spune astăzi exact cum stau lucrurile aici. Nu vreau să încep emisiunea altfel decât cunoscându-te pe tine. Ești prima dată în platoul de Vorbă cu Doctorul și vrem să știm ce înseamnă această medicină genetică, ce ai studiat de fapt și când apelăm la acest tip de specialitate. Am studiat Facultatea de Medicină Generală Carol Davila, dar m-am specializat în urma examenului de rezidențiat pe genetică medicală. Medicii geneticieni sunt niște medici care sunt asemănători medicilor interniști, pentru că se ocupă de mai multe segmente ale corpului. Dar în mare parte apelezi la un medic genetician în momentul în care te confrunți cu probleme de infertilitate, când vrei să faci un copil și nu-ți dai seama, nu știi de ce, nu se prinde. Sau sunt acele mămici care au peste 35 de ani și au nevoie de un diagnostic prenatal și vor să verifice dacă există vreun risc ca și acel copil să sufere de o patologie genetică. Dacă există niște boli genetice în familie și la fel vrei să știi care este riscul pentru a transmite mai departe această boală. Sau dacă ai fost diagnosticat cu o boală genetică și vrei să știi ce poți să faci, care este conduita terapeutică, dacă există vreun tratament. Și sunt multe, multe subspecializări. Oncogenetica, genetica pediatrică, e un segment foarte complex. De asta e important să-ți alegi o parte în care să te perfecționezi.
Acum trebuie să te întreb, ce ți-ai ales tu și de ce? Mi-am ales partea aceasta de nutrigenetică, mai degrabă cu înclinare spre sfera de longevitate. Uh-huh. Cred mai mult în prevenție și ceea ce putem face noi ca să nu ajungem la avea o patologie anume. Și cred în ideea de a trăi frumos și a fi sănătoși și nu doar a fi longeviv, de a trăi mult, dar a trăi mult și bine. Și pentru asta este necesar să-ți cunoști corpul. Noi venim cu un bagaj genetic, venim cu niște informații asupra noastră și dacă nu știm să le accesăm, dacă nu facem alegerile care ne sunt potrivite nouă, individual, este posibil să ajungem la niște afecțiuni pe care am fi putut să le prevenim. Asta m-a atras pe mine la domeniul acesta. Atunci când auzim genetică sau teste genetice, ne gândim că ele cer foarte mult efort financiar și ne gândim că sunt foarte scumpe, nu le putem accesa oricând vrem noi, doar așa pentru că suntem curioși, ci mai degrabă le accesăm țintit atunci când ne confruntăm deja cu o problemă. Aș vrea să te întreb, putem face teste genetice pentru a vedea dacă suntem, de exemplu, predispuși să devenim obezi? Ne poate spune genetica această informație astfel încât să știm să ne adresăm ei cu toate armele la purtător, astfel încât să nu ajungem în acel punct? Da, putem să facem, sunt aceste și teste de nutrigenetică prin care putem afla dacă există o predispoziție spre a dezvolta obezitate. Dar obezitatea este o boală multifactorială. Asta înseamnă că există o componentă genetică, însă alegerile pe care le facem ne determină apariția sau inexistența bolii. Nu putem să dăm vina că vai, avem un genetic prost, că nu sunt genele noastre bune, ci trebuie să fim un pic mai conștienți de alegerile pe care le facem. Într-adevăr, testele genetice sunt un pic mai scumpișoare, dar având în vedere că sunt niște teste pe care le faci o singură dată în viață, este o investiție pe termen îndelungat. Deci pot să zic că merită un efort financiar pentru a te cunoaște. Și aflând dacă ai o genă a obezității, cumva poți să fii mai conștient în alegerile alimentare. Putem fi longevivi dacă suntem foarte pufoși? Din păcate, nu. Nu, din păcate nu. Obezitatea este un factor de risc pentru multiple afecțiuni. Asta se știa încă din antichitate. Chiar Hipocrate spunea că obezitatea este un factor de risc pentru multiple afecțiuni și era, cred că, un proverb indian, dacă nu mă înșel, ne săpăm groapa cu dinții. Adică prin ceea ce mâncăm e clar că ne săpăm un teren spre a dezvolta multiple alte boli. Obezitatea în sine vine cu un teren de inflamație cronică în organism. Tocmai ceea ce este contrar ideii de longevitate, care vizează un corp sănătos, un corp în care nu există inflamație, pentru că acolo unde nu există inflamație, nu există boală. Cât de frumos ne-ai spus și mă bucur că deja intrăm în substratul acestui subiect important de astăzi. Am stabilit cumva deja că obezitatea nu înseamnă om sănătos, înseamnă că va aduce după sine o grămadă de alte minusuri, printre care și o viață mai scurtă. Aș vrea să te întreb, știu că avem un grafic foarte interesant în care este prevăzută prevalența obezității în România la adulții peste 100 de ani și aș vrea să ni-l explici puțin ca să înțelegem exact spre unde ne ducem, pentru că de foarte multe ori ne gândim, băi, ok, așa se întâmplă acum, dar poate că în 5 ani vor veni oamenii ăștia deștepți cu ceva către noi și nu ne vom mai confrunta cu obezitatea pentru că vor aduce alte alimente pe piață, ne vor dezvolta obiceiul în altă sferă și nu va mai fi compatibilă această emisiune peste 5 sau 10 ani. Este important să știm de unde venim și spre unde ne îndreptăm? Da. Între timp îmi rog și colegii să ne ajute cu ilustrația. Exact, aceasta este. Da, cu siguranță. Cum putem vedea, încă din 1975, dacă nu mă înșel, am pornit de la 8,3 rata. Și este evident un trend ascendent, astfel încât în 2016 sunt 22,5% de persoane care suferă de această boală. Având în vedere că sedentarismul este la cote înalte, produsele de tip fast food ne sunt mult mai comode ca și alegeri alimentare. Stresul, care este iarăși un factor de risc pentru depozitarea acestui tip de grăsime, pentru că este mai degrabă grăsimea abdominală, este cea care este cea mai periculoasă. Putem să zicem că avem toți
toți factorii care alcătuiesc predispoziția spre o creștere a acestei curbe de a dezvolta, de a afecta o populație cât mai vastă. Este foarte important să conștientizăm acest lucru și să nu așteptăm să apară o pilulă minune, o pastilă minune, pentru că nu există. Din păcate, tot noi suntem cei care putem realiza o schimbare, care putem face o schimbare și asta vine prin acest stil de viață de care toți fugim. Să implementăm niște obiceiuri mai sănătoase în viața de zi cu zi, pe care să le putem susține pe termen cât mai îndelungat. Și asta este și în ceea ce privește longevitatea, că tot ce s-a descoperit, practic, noi făceam de ani de zile. Postul acesta, intermitent. Noi, ca vânători, nu mâncam de fiecare dată cum mâncăm acum. Acum însă avem partea științifică, cum acționează postul intermitent spre a scădea inflamația din organism, cum acționează postul intermitent spre a scădea tensiunea arterială și a scădea rezistența la insulină. Practic, noi acum avem partea științifică, însă înainte le făceam. Lucru pe care din 1975 am început să le facem din ce în ce mai puțin pentru că avem acces la mai multe alimente și nu mai suntem la fel de activi. Chiar citeam un studiu din 2013, de fapt o meta-analiză, analizează peste 87 de articole în ceea ce privește obezitatea și sportul. Și au făcut următorul experiment. Au luat eșantion de persoane obeze, adică asta a fost grupa țintă, persoane care aveau indicele de masă corporală peste 30. Nu i-au pus să țină dietă, pur și simplu le-au pus la mișcare între 45 și 60 de minute, de cel puțin 4 ori pe săptămână, minim 8 săptămâni. Și a demonstrat o scădere a grăsimii viscerale cu 12%. Deci cât de importantă este mișcarea, dacă vine și cu o dietă adecvată, noi practic arătam, așa cum ai zis tu în acea revistă din 1991, oameni frumoși, oameni sănătoși. Da. Vrem să nu fim doar nostalgici, vrem să fim și eficienți astăzi. M-au anunțat colegii că avem o altă ilustrație foarte faină și noi știm că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Da. Pentru că tu ne spui, dom'le, nu este important să urmărim un cântar, să vedem cum se mișcă acolo acul cântarului, este important să vedem ce se întâmplă sub această piele care ne acoperă. Și avem această compoziție corporală. Cum ar trebui să o înțelegem? Ce este ea de fapt? Ce ar trebui să urmărim în momentul în care decidem să ne schimbăm forma? Da, foarte, foarte drăguț. Compoziția corporală, practic, ne oferă o perspectivă mai profundă asupra corpului nostru. Nu ne mai privim doar din prisma cântarului, doar din prisma greutății, ci putem vedea mai mulți parametri, și anume masa musculară, masa de țesut gras, procentul de apă, densitatea osoasă. Și astfel, înțelegând astfel de lucruri, așa cum avem și pe grafic, putem să vedem că greutatea respectivă este împărțită în procentaje de grăsime, procentaje de masă musculară, procentaje de apă. Și mai ales dacă ne gândim să facem o schimbare în compoziția corporală, este important să facem acest proces din scăderea în grăsime, în țesutul adipos, și mai ales dacă este grăsime viscerală, aia este zona pe care vrem să o targetăm, și să ne creștem masa musculară, pentru că masa musculară este țesutul nobil care duce la longevitate și care ne susține în activitățile de zi cu zi. De asta e foarte important nu să ne orientăm numai de greutatea afișată de un cântar, ci să mergem un pic mai mult de atât. Mă bucur că ai spus mai mult de atât. Noi ne dăm seama că nici măcar nu știm cum să traducem grăsimea. Ne gândim că este ceva mult care se acumulează pentru că ne mișcăm puțin și mâncăm poate ușor haotic sau nepotrivit. Cum ar trebui să privim, de fapt, grăsimea? Și de ce ajunge grăsimea să fie așa un inamic important pentru sănătatea noastră? De foarte multe ori ne simțim doar pufoși, nu neapărat și nesănătoși.
Ce bine! Grăsimea în cantitate optimă, asta să zic, diferă un pic de la bărbați la femei, dar să zicem între 12 și 30%, ne ajută în ideea de termoreglare și de protecție. În momentul în care depășim procentul, atunci ea devine un factor de risc pentru multiple boli. Înainte se credea că doar prin prezența acestui țesut adipos trec acizii grași, trec în sânge și atunci apare acest proces de ateroscleroză care duce la predispoziția de a dezvolta un infarct miocardic sau un AVC. Ei bine, studiile arată că celula adipoasă nu este o celulă care tace, este o celulă care tace și face. Ea determină o sinteză de citochine, așa cum am zis, de aceste molecule inflamatorii care, așa cum bine știm, inflamația este asociată cu boli cronice, cu dezvoltarea mai multor tipuri de cancer, cu dezvoltarea diabetului zaharat, cu dezvoltarea patologiilor din sfera cardiovasculară. Totodată, celula adipoasă mai sintetizează și angiotensină care ne duce către o creștere a tensiunii arteriale implicit. Mai sintetizează și o serie de hormoni care sunt asemănători estrogenului și poate să ne predispună către sindromul ovarelor polichistice, către probleme de infertilitate, către o motilitate mai scăzută a spermatozoizilor și, drept urmare, asta chiar ar putea fi o cauză a persoanelor care nu pot avea un copil, țesutul adipos în exces. O altă situație este că celula adipoasă mai sintetizează și acest hormon insulin growth factor-like, care duce la predispoziția către cancer colorectal, cancer de stomac, către polipi. Adică avem o sferă foarte largă dată de acest țesut adipos, care nu e doar inestetic, ci el este un criminal silențios care ne face mult mai mult rău decât ne-am putea imagina. Mă bucur că cei care ne urmăresc au început să ne scrie. Este adevărat că este o întrebare care nu visează neapărat subiectul nostru de astăzi, dar vreau să adresez întrebarea pentru că sunt convinsă că este importantă pentru mai multe doamne care ne urmăresc. Dragilor, continuați să ne scrieți întrebările voastre, chiar dacă nu sunt despre subiectul pe care l-am ales noi astăzi, și anume grăsimea abdominală, riscurile și cum scăpăm de ea, dar și cea viscerală. Tot ce înseamnă nutriție, Andra este mai mult decât pregătită și doritoare să vă răspundă. Îți pun întrebarea. Vă rugăm frumos să ne spuneți cum ajută genetica în infertilitate. Mulțumesc, Adriana din București. Cum ajută genetica în infertilitate? Ei bine, sunt mai multe sindrome genetice care pot duce la o motilitate mai scăzută a spermatozoizilor sau poate este un număr mai scăzut, depinde dacă e fată sau băiat, poate este un număr mai scăzut de spermatozoizi care se află la bărbat și practic pentru a putea fecunda ovulul nu ajung spre a rezolva, spre a face acest lucru. Sau sunt niște sindrome genetice în care chiar dacă aspectul este de tip feminin, persoana poate să aibă în interior o dezvoltare a organelor genitale de tip masculin și să nu știe și să nu poată să aibă menstrua regulată. Deci sunt mai multe cazuri prin care genetica contribuie la infertilitate. Deci atunci când mergem la medicul ginecolog și facem o serie întreagă de analize pentru a vedea de ce nu putem concepe, se recomandă la un moment dat și aceste teste genetice pentru a găsi motivul? Da, da. Dacă nu se găsește o cauză ginecologică evidentă, atunci da, se recurge și la partea de genetică. Cred că este interesant la un moment dat să vedem și care ar trebui să fie nutriția pentru o doamnă care dorește să rămână sărăcinată sau pentru un cuplu, pentru că sunt amândoi în acest tablou frumos. De ce este important să vorbim despre grăsimea abdominală? De foarte multe ori găsim, mă rog, poate sunt subiectivă, dar de foarte multe ori vedem bărbați foarte frumoși, dezvoltați, brațe, spate, picioare, dar duc o povară în zona aceasta a abdomenului. De ce se îngrașă doar în zona aceasta și de ce este periculoasă grăsimea din zona aceasta?
Bun, o să încep cu de ce se îngrașă în zona aceasta. Sunt mai multe cauze. Una ar fi stresul. Cortizolul ne duce la o predispoziție spre a acumula grăsime în jurul abdomenului. Alta ar putea fi o alimentație dezastruoasă în care există foarte multe spike-uri de glucoză, în care mâncăm, nu știu, mâncăm dulce, după aceea imediat mai ciugulim ceva sărat, mai luăm o pauză, mai bem o bere, mai stăm un puțin, parcă am mai ciugulit ceva și tot mâncatul acesta care ne stimulează în exces glucoza și implicit insulina, ne predispun spre a acumula grăsime în zona abdominală. Este și partea genetică constitutivă care ne determină o aranjare a grăsimii în corp. Asta ar putea fi și ea un factor. Iar de ce este periculoasă? Pentru că de obicei grăsimea care este în jurul abdomenului nu este doar din stratul subcutanat, ci ea acoperă organele, acoperă ficatul, infiltrează pancreasul, acoperă intestinele și, drept urmare, ne afectează sănătatea lor. Un ficat care este gras, în primul rând, nu-și mai face funcția, nu mai poate să detoxifice foarte bine. Și noi ne gândim, ok, sunt câteva celule grase acolo, ce mare lucru. Nu, e foarte periculos pentru sănătate. Iar pe termen lung, cu cât stăm mai mult cu acest țesut gras și care se poate fibroza, putem să dezvoltăm tot felul de tulburări de coagulare, tulburări în procesul de detoxifiere al corpului. Deci nu e chiar așa de joacă cu această burtică. Sunt foarte mulți domni care spun: domne, am peste 60 de ani, e firesc să am și eu ceva, am adunat această burtică pentru că nu mă mișc la fel de mult ca în tinerețe. Este firesc să se adune burtica pentru că depășim o anumită vârstă, care poate fi orice, 45, 50, 55, când ne dorim noi sau când spune specialistul? Cumva, odată cu înaintarea în vârstă, crește țesutul adipos și scade masa musculară. Uh-huh. Asta face parte din proces. Să zic, da, din proces. Pentru a evita acest lucru, însă, este important să avem grijă de nutriție și să facem mișcare, să ne antrenăm mușchiul. Dacă nu l-antrenăm, el uită funcția lui și atunci se atrofiază și face loc țesutului adipos să se acumuleze. Și în plus, masa musculară ne face să ardem și mai multe calorii, așa că e un bonus prin care noi putem mânca mai mult și să nu ne îngrășăm, facem mușchi. Deci ne mișcăm mai mult ca să putem mânca mai mult. Da. Mă rog, da. Dacă suntem iubitori de mâncare. Da. Vreau să te întreb, Andra, grăsimea ne afectează diferit în funcție de sexul pe care îl avem? Are un impact diferit la femei față de bărbați? La întrebarea asta, afectează ambele sexe în mod egal. Însă, da, poate să dea, de exemplu, bărbații clar nu pot avea sindromul ovarelor polichistice, dar tot afectează, lovește în infertilitate, lovește în cancer, lovește în diabet zaharat, în hipertensiune arterială. Afectează ambele sexe în mod egal și la fel de grav. Dacă suntem așa cumva mai îndărătnici și ne încăpățânăm să păstrăm obiceiurile noastre, cât timp ne permitem să ținem acest bagaj abdominal înainte de a face ceva, astfel încât să nu oferim organismului nostru un damage, un dezavantaj atât de mare pe partea aceasta de sănătate internă? Când se prinde organismul nostru că avem burtică, de exemplu? Dar nu burtica aceea care se vede în momentul în care stăm pe scaun, burtica aceea care este ușor de observat. Da, asta depinde de rezistența fiecărui organ. Nu e o valoare pe care aș putea să o dau, să zic, în 3 luni de la un indice, da, de la apariție, o să dezvolți. Nu e o statistică certă despre acest aspect. E efectiv, e ca la acea armă. Când te lovește, te lovește și poate să izbucnească fie prin apariția unui diabet zaharat, poate să apară hipertensiune arterială, poate să ai acest sindrom de apnee în somn, să sforăi și să crezi că pur și simplu e o deviație de sed, dar din contră e țesutul adipos care îți comprimă căile și te face să te odihnești ineficient și să intri într-un ciclu vicios în care, pentru că ești obosit, mănânci mai mult și tot așa.
Și mănânci mai mult pentru că ești obosit, nu te miști și uite așa adunăm niște bagaje importante pe care le cărăm în fiecare zi, în fiecare minut cu noi. Da. Noi vom lua câteva minute de pauză. Dragilor, vă încurajăm să nu plecați și din contră să rămâneți cu noi și să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii pentru că suntem aici cu urechile atente și cu ochișorii și mai atenți. Ne dorim să vă răspundem întrebărilor pentru că, așa cum foarte bine știți, suntem aici doar până la 5 fără 10 și ne-ar părea rău să rămânem cu întrebări la care nu am oferit răspuns. Luăm o foarte scurtă pauză și revenim cu dr. Andra Zaharia.